Să există o prejudecată psihologică, se numește planner's bias. Planner's bias, în traducere, înseamnă prejudecata planificatorului. Prejudecata planificatorului spune așa: cel care a făcut planul, tu când îți faci un plan, ai un obiectiv și îți faci un plan. A, o să vreau să-mi iau o casă, în 2 ani îmi iau casă, mașină, mă căsătoresc, fac 2 copii, nu știu ce, îmi fac planul. Cel care își face planul nu este aceeași persoană cu persoana care trebuie să-l execute. Cel care face planul, de obicei, stă pe o canapea, eventual are un pix în mână, că a fost la un curs sau a asistat la un webinar. Poate și un pahar cu... Da, obiectivele e important să fie scrise, e important să visezi, visează ce-ți dorești, notează-ți obiectivele pe hârtie. Foarte multe sfaturi bune de genul, scrie-le la persoana întâia, ca și când s-ar fi întâmplat deja, sau ca și când ai pune data la obiectiv, că e foarte important, da, fă-ți plan. Își face planul. De obicei își face planul când? De sărbători, când are un pic mai mult timp. Când e atmosfera cu muzici plăcute și mult optimism și sărbătoare în jur, și își face plan. Și celebrează înainte. Ghiți ce se întâmplă. Ce se întâmplă este că atunci când vine momentul muncii, momentul muncii e aproape o schimbare identitară. Ești altcineva. Ești ăla care trebuie să facă. Numai că cine arată studiile lui Gabriel Oettingen la Universitatea din Berlin și la Universitatea din New York, sunt studii care ne arată că atunci când cineva planifică numai pe pozitiv, se simte deja atât de bine în legătură cu respectiva imagine iluzorie pe care a creat-o, încât când vine momentul să execute, dificultatea execuției pusă în contrast cu starea de bine a planificatorului e atât de mare încât nu mai ai energie să închizi acest gap, acest spațiu. Știi când am trăit eu chestia asta? Ai fost parte din el când am făcut acel record mondial. Așa. Și la primele ore... Cât mai am? M-a pus să mă bag în chestia asta? Exact. Și atunci întrebarea se pune, întrebarea care se pune este cum evităm lucrul ăsta sau cum îl minimizăm ca să nu fie atât de greu de trecut. Și răspunsul este: gândește-te și la aspectele negative, adică ce ar putea să meargă prost, și fă planuri de contingență în legătură cu el. Puțină lume se gândește așa la dezvoltarea personală și profesională, dar oamenii au niște ciclicități în viață, au niște perioade. Este un prim ciclu în dezvoltarea individului care este mimetic. Copiii îi imită pe adulți. Fie vorba între noi, și la 20 de ani poți fi un copil care imită pe adulți, depinde cât de dezvoltat matur ești. Deci să zicem așa, o aproximare largă, primii 20 de ani sunt mult despre mimetism. Următorii 20 de ani sunt mult despre explorare. Dacă tu ești într-o perioadă de explorare și toate mesajele pe care le primești din jur sunt: hotărăște-te ce ai de făcut, fă un singur lucru și numai ăla, și nu-ți muta privirea nici în stânga, nici în dreapta, că trebuie să stabilești, dacă ești student la medicină, trebuie să devii medic, pentru că poate că ciclicitatea din tine spune altceva, poate că spune: mai am 2 ani de explorat, lasă-mă un pic să văd despre ce-i viața mea, că încă nu știu. Și asta e trist, pentru că mulți oameni din generația mea, garantat, a noastră ar trebui să spun, au fost în această situație. N-au avut posibilitatea explorării, pentru că sistemul era de așa natură. Ce se întâmplă după explorare? Vine maestria. După explorare vine maestria. La majoritatea oamenilor, maestria vine pe la 35-40 de ani. Începe să se manifeste cu adevărat în viață drumul către maestrie. Nu la 20, nu la 19, nu la 25. Ce înseamnă drum către maestrie? Înseamnă sudoare, înseamnă aplecare pe subiect, înseamnă dedicare focalizată pe un singur domeniu nișat pe care vrei să devii extraordinar de bun. Să zicem încă 20 de ani, am ajuns pe la 60. Ce se întâmplă după 60, 60, 80? Înseamnă servire, înseamnă moștenire, ce lași în urmă, cum îi ajuți pe ceilalți. Deci, dacă vrem să privim evoluția și dezvoltarea unui individ la modul matur și la modul real, e important să ne uităm un pic în psihologie și fără să devenim sclavi unor modele conceptuale a lui X sau Y sau Z, să ne facem propria percepție. Ce am prezentat eu acum, astea 4 stadii, sunt foarte aproximative. N-am pretenția ca cineva să le rețină și să spună: bă, eu zic Sechei că între 0 și 20 de ani e ăla. Care era al doilea? Să-mi notez repede. Înțelege principiul, nu conceptul.